În aceea zi în care primarul Toma a inițiat și a condus mitingul de susținere pentru directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale pentru legumicultură, floricultură, plante aromatice și medicinale Buzău, Ministerul Agriculturii a întărit hotărârea de demitere a lui Costel Vânătoru. Faptul că am fost hărăsiți cu asemenea personalitate, cercetătorul și preotul Costel Vânătoru, care de o viață întreagă crede în această idee și toată viața a muncit cu modestie, cu inteligență, cu foarte multă pasiune să înmulțească, să găsească, să înmulțească și să fie păstrător, așa cum spunea marele artist Dan Puric, să fie păstrătorul acestor semințe românești este un lucru absolut extraordinar. Ne vom bate cu toții să reușim. Primarul crede că ministrul Oroș vrea cu orice preț să desființeze banca de gene de la Buzău, înființată cu puțin timp în urmă de predecesorul său, Petre Daia. Prin conținutul acelui comunicat, reiese clar că nu îl interesează absolut deloc să existe această bancă de gene la Buzău. Inclusiv această sfidare care înseamnă aducerea unui jurist aici să conducă pentru o perioadă scurtă, să conducă această bancă de gene este una sfidătoare. În același timp îi impută domnului Vânătoru că n-a făcut nu știu ce raport pentru care domnul Chesnoi a fost însărcinat. Nici măcar nu a fost primit. S-a dus și a stat la ușa ministrului, la ușa ministerului, nici măcar n-a fost primit să explice ce are de făcut și să ia primele informații, eu știu de la ministru ce dorește să facă și cum poate să-l ajute în acest demers românesc care într-adevăr ar aduce ceva în revoluționarea, și nu folosesc cuvântul ăsta gratuit, a agriculturii românești. Primarul recunoaște că nu s-a dorit înființarea acestei bănci la Buzău încă de la începutul demersurilor și că au existat piedici evidente. Sunt interese extraordinar de mari. Această bancă nu trebuia să fie la Buzău, știu toate de desubturile, Buzău fiind prea mic în povestea asta, dar a reușit, luptăm foarte mult, împreună cu Costel Vânătoru și cu mulți alți oameni, să reușim să obținem inclusiv certificatul de naștere, respectiv înființarea prin hotărâre de guvern a acestei bănci de gene, care iată acești oameni care nu simt și nu gândesc românește vor să o ucidă, să întrerupă acest vis. Nu se știe ce se va întâmpla cu sediul din Crâng donat de primărie, unde ar fi trebuit să funcționeze banca de gene, în cazul în care aceasta ar fi desființată. Este proprietatea Guvernului României. Am donat cu mult drag acest sediu. A fost apreciat așa cum trebuie și de conducerea Guvernului și de domnul Petre Daia, dar practic această donație făcută de Consiliul Local Municipiului Buzău, în care, atenție, au votat în unanimitate și consilieri locali ai PNL, va rămâne fără obiect dacă se mută această bancă de gene de la Buzău. Acolo se va putea face orice, de acum ce va hotărâ Guvernul? Deci, încă o dată, probabil în măsura în care, deci dacă vor decide că întrerup banca de gene, adică nu va mai exista banca de gene la Buzău, practic acel teren devine al nostru. În mod normal, pe lege așa se poate, așa trebuie să se întâmple. Dar nu-mi doresc acest lucru, doresc ca banca de gene să rămână la Buzău și să-și atingă scopul pentru care a fost creată. Cert este că, indiferent de hotărârea Ministerului în privința băncii de gene de la Buzău, cercetătorul Costel Vânătoru își va continua misiunea sa.